Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a susține această prezentare. Boala inflamatorie intestinală se asociază cu malnutriția. Până la 80% dintre pacienții cu boală inflamatorie intestinală suferă de malnutriție, în special pacienții cu boală Crohn, care are consecințe nefaste asupra evoluției acestora, influențând negativ imunitatea, creșterea, recuperarea postoperatorie, calitatea vieții. S-a dovedit că malnutriția se corelează cu mai multe internări în regim de urgență, cu mai multe internări datorate infecțiilor pe parcursul spitalizării, constituind factor de risc pentru fenomene tromboembolice, intervenții chirurgicale, prelungirea spitalizării și chiar cu risc de mortalitate. Există în practica clinică cel puțin două aplicații importante ale nutriției, atât ca terapie primară, cu rol în inducerea remisiunii și a susține pacientul, cât și ca terapie adjuvantă, pentru a corecta deficitele și a menține remisiunea pe termen lung. Etiologia malnutriției la pacientul cu boală inflamatorie intestinală este multifactorială. Prin simptome digestive are loc scăderea aportului alimentar, prin reducerea suprafeței efective funcționale a intestinului subțire, prin inflamație, rezecție, fistule, are loc malabsorpția. Se pierd, de asemenea, pe calea tubului digestiv, proteine, minerale, dar și grăsimi, sub forma vitaminelor liposolubile și a grăsimilor propriu-zise în cadrul steatoreei. De asemenea, un rol important îl au și efectele secundare ale diferitelor medicamente, corticoizii putând induce osteoporoză, reducerea masei musculare, metotrexatul, dar și salazopirina putând inhiba sinteza de folat, inhibitorii de pompă de proton au ca efect secundar hipomagneziemia și influențează negativ absorpția fierului, în timp ce chelatorii de acid biliar pot determina scăderea absorpției vitaminelor liposolubile. Nu există un test unic pentru a aprecia statusul nutrițional al pacientului cu boală inflamatorie intestinală. Ne bazăm pe teste antropometrice, măsurători antropometrice, pe date de examen fizic, pe coroborarea între acestea și pe date de laborator. Astfel, mijlocul Subjective Global Assessment Tool, utilizat inițial în oncologie, apreciază, pe baza însumării unor elemente din anamneză și a unor elemente din cadrul examenului fizic, în special pierderea grăsimii subcutanate, topirea maselor musculare, prezența edemelor sau a ascitei, încadrând pacientul în clase de malnutriție, clasa A cu stare de nutriție corespunzătoare, clasa B moderat de nutriție și clasa C cu malnutriție severă. Datele antropometrice pe care le apreciem sunt greutatea, indicele de masă corporală, grosimea pliului cutanat și măsurarea forței musculare a mâinii, denutriția fiind efectiv definită printr-un indice de masă corporală sub 18,5, pierdere ponderală involuntară mai mult de 10% în ultimele 36 luni sau asociere între indice de masă corporală sub 20 și pierdere nedorită în greutate de mai mult de 5% în ultimele luni. Dacă este efectiv activ căutată, malnutriție este foarte frecventă la pacienții spitalizați. Până la 3 sferturi din pacienții cu boală Crohn sunt malnutriți, o treime dintre aceștia au un indice de masă corporală sub 20 kg pe metru pătrat. Frecvența și consecințele negative asupra prognosticului pacientului, justificând importanța aplicării unor măsuri de screening. Astfel, mijlocul MAST, Malnutrition Universal Screening Tool, însumează 3 scoruri care se referă la indicele de masă corporală, pierderea în greutate și, respectiv, starea efectivă de boală, încadrând pacientul în 3 grade de risc, risc scăzut, risc mediu care necesită urmărire și risc crescut de malnutriție pentru care trebuie implicit aplicate măsuri de corecție, măsuri terapeutice. Datele de examen fizic ajută la stabilirea gradului și a existenței malnutriției pacientului. Îndeosebi, există semne care pot orienta mai mult către deficite de vitamine sau deficite de microminerale. Astfel, hiperkeratinizarea tegumentară poate orienta către deficit de vitamină A, mătănile costale către deficit de vitamină D, gingivoragiile apar în cadrul hipovitaminozei C. Diferite simptome neurologice se corelează cu hipovitaminozele din grupul B, B1, B12,
dar și cu hipomagneziemia. Datele de raportator au dublu rol să confirme suspiciunea unor carențe nutriționale, dar și să identifice deficitele în stadiul subclinic. Cum apreciem global starea de nutriție a pacientului și specific deficitul de anumite micronutriente, malnutriția proteino-energetică prin determinarea serii albuminei și prealbuminei corelate cu datele antropometrice. Malabsorția grăsimilor prin determinarea acestora în scaun pe 24 de ore și indirect prin determinarea nivelului seric al vitaminelor liposolubile. Carențele de micronutrienți prin determinarea nivelului seric al acestora, corelate cu hemologogramă, volum eritrocitar mediu, feritină, saturația transferinei, cu mențiunea că elementele care prezintă asterisc sunt și reactanți de fază acută și pot să nu reflecte fidel efectiv gradul de carență. Metabolismul osos îl studiem prin determinarea nivelurilor calciului, fosfatului, fosfatazei alcaline împreună cu efectuarea osteodensitometriei. Anemia este practic cea mai frecventă manifestare extraintestinală la pacienții cu boale inflamatorie și de regulă este o anemie de cauză mixtă. În cadrul de anemiei cu deficit de fier, aportul de fier este esențial, fie pe cale orală, dacă anemia este severă, boala este inactivă sau pacientul tolerează această cale de administrare, apelându-se însă la cale de administrare parenterală, care devine prima linie de tratament dacă boala este activă, dacă a existat o intoleranță la fierul oral sau dacă hemoglobina este sub valoarea de 10, cantitatea necesară totală de fier fiind apreciată cu ajutorul unui tabel, bazându-ne pe greutatea corporală a pacientului și pe nivelul efectiv al hemoglobinei. Câteva cuvinte remarci speciale apropo de vitamina D. Se pare că deficitul de vitamina D poate predata diagnosticul bolii inflamatorii intestinale și hipovitaminoza D se corelează cu un curs mai sever al bolii, crescând riscul de spitalizări și de intervenții chirurgicale. În același timp, suplimentarea cu vitamina D putând avea rol în prevenirea recidivelor pseilor de activitate a bolii cronice. Ghidul actual al ESPEM recomandă, atrage atenția asupra atât determinării periodice, sistematice, a statusului pacienților implicit carențele nutriționale, dar mai ales ne recomandă corectarea acestora atunci când ele există și avem la dispoziție modalități diferite de corecție, administrare a elementului, a micronutrientului sau vitaminei care lipsește pe cale orală sau parenterală. În ceea ce privește boala inflamatorie intestinală activă, nu există o dietă anume care să inducă remisiunea. Necesitățile energetice sunt considerate în general similare cu ale populației sănătoase, poate mai crescute în condiții de stres, de spitalizare, în perioadele febrile sau perioperator, iar în ceea ce privește necesarul proteic, în episoadele de activitate a bolii, este necesară suplimentarea aportului proteic în doză de 1,2-1,5 grame pe kilogram pe zi. Există situații speciale în evoluția pacienților cu boală inflamatorie intestinală care necesită măsuri speciale. În diareea severă sau debitul cu volum crescut, pacientul trebuie protejat de riscul deshidratării, care este risc pentru fenomenele tromboembolice, astfel încât recomandările sunt de a administra soluții saline, cât mai puține soluții hipotone, și de a colecta nivelul volemiei și al electroliților prin infuzii parenterale. Totodată, trebuie efectuat diagnosticul diferențial al diareei. La pacientul cu stricturi intestinale sau stenoze cu simptome de obstrucție, în mod convențional se recomandă adaptarea dietei cât mai săracă în fibre insolubile. Ca recomandare de nutriție artificială, nutriția enterală distal de setul obstrucției, iar pentru nutriția enterală exclusivă sau nutriția parenterală totală, sunt necesare mai multe dovezi a beneficiului. Pentru pacienții tratați cu corticoizi, trebuie monitorizate nivelurile calciului și vitaminei D în vederea ameliorării sau a evitării problemelor de metabolism osos. Ca și intervenții nutriționale în boala inflamatorie intestinală activă. Nutriția enterală ca formă exclusivă de nutriție a pacientului are beneficiile ei dovedite.
vindecarea mucozală, influențarea pozitivă a microbiomului, reducerea permeabilității intestinale și reducerea activării citochinelor inflamatorii, existând dovezi care justifică folosirea nutriției enterale exclusive ca primă linie terapeutică pentru pacienții cu boală cron pediatrici sau adolescenți, fiind la fel de eficientă ca și corticoterapia, dar fără efectele secundare ale acesteia. Pentru adulți, datele nu sunt la fel de solide, meta-analizele nu susțin rolul nutriției enterale exclusive pentru pacienții cu boală activă, inflamatorie intestinală, dar au fost studii care au arătat beneficiu în combinarea nutriției enterale parțiale cu anumite diete de excludere în boala Crohn, cu un beneficiu de inducere a remisiunii la 69% dintre adulți și poate fi astfel indicată în cazuri selectate. Nutriția artificială are mai curând rol adjuvant pentru pacienții cu boală inflamatorie intestinală activă, pentru a compensa ceea ce pacientul nu își poate oferi prin aport obișnuit oral. Începem cu suplimente nutritive orale, care pot aduce un surplus de 500 kcal pe zi. Dacă acestea nu sunt suficiente, pasul următor este hrănirea enterală, atunci când tractul gastrointestinal este funcțional, cu ajutorul tubului nazogastric, nazorejunal și, de preferat, prin intermediul pompei versus administrarea prin bolus. Ca formule, se pare că au echivalență, au beneficiu similar, dar există o tendință de a prefera dietele polimerice cu grăsimi în cantitate moderată, fără suplimente particulare. Nu și-au susținut în timp beneficiul, acele formule specifice cu glutamină, acizi grași omega-3 nu sunt fer recomandate la momentul actual. La nutriție parenterală vom apela numai dacă există situații speciale, tractul gastrointestinal nu este funcțional, atunci când avem obstrucție și nu putem plasa tubul de hrănire distal de nivelul acestuia, atunci când avem sindrom de intestin scurt sau alte complicații speciale, scurgeri anastomotice sau fistule înalte cu debit mare. Hrănirea pe cale enterală, așadar, nutriția enterală trebuie să prevaleze, iar nutriția parenterală să fie doar alternativă în cazul ineficienței, eșecului sau imposibilității nutriției artificiale enterale. Nutriția artificială are complicațiile ei, cea enterală, în special mecanice legate de tub, cea parenterală poate determina complicații infecțioase, sepsisuri legate de cateter, ambele putând comporta riscul sindromului de refeeding, care poate determina consecințe letale complicații neurologice sau cardiovasculare legate în special de deficitul de vitamină B1 și de hipofosfatemie. Dacă pacientul cu boală inflamatorie intestinală necesită intervenție chirurgicală, sunt anumite aspecte cu recomandări în cadrul intervențiilor elective. Există și se aplică protocoalele de recuperare rapidă post-chirurgicală, care implică o perioadă cât mai scurtă de post-preoperator și o reluare cât mai rapidă post-operatorii, atât a realimentației cât și a mobilizării. În cazul intervențiilor chirurgicale în urgență, dacă pacientul necesită îmbunătățirea statusului nutrițional, se va începe cât de curând post-operator. Iar în ceea ce privește perioada de remisie, nu există o dietă specifică recomandată, dar posibil cu beneficiu dieta low FODMAP dacă pacientul are simptome de intestin iritabil. Iar terapia probiotică este indicată pentru menținerea remisiunii în colita ulcerativă fără beneficiu dovedit în boala Crohn și este vorba de două tulpini pentru care sunt documentate rezultate pozitive, Escherichia coli miselor 1917 și Vesele 3, aceasta utilă de asemenea în prevenția primară și secundară a paucitei. Și în ultima parte a prezentării, vă voi spune cazul unei paciente din practica noastră clinică, alegând să punctez anumite intervenții nutriționale oportune apropo de caracteristicile specifice ale pacientei. În vârstă de 47 de ani, acum, diagnosticată în 2004 cu boală Crohn de intestin subțire, pe baza
ileocolonoscopii și a videocapsulei de intestin subțire. Doamna are deja 15 ani de evoluție a bolii. Primii ani au fost caracterizați prin tratament corticoid, prin derivați de AC5-aminosalicil. Chiar tabloul clinic a fost dominat de o combinație de sindrom al absorptiv și de sindrome suboclusive. Astfel încât în 2007, un episod de ocluzie, un episod efectiv de ocluzie intestinală, impune o primă intervenție chirurgicală. Două stenoze au putut fi rezolvate prin minimă intervenție, putem spune, prin intervenție de economisire a intestinului subțire, prin stricturoplastie, una regională, cealaltă ileală. Pentru o altă strictură, însă ileală, s-a efectuat rezecție cu anastomoză ileocolonică. Un an postoperator, pacienta prezintă un flare de activitate care necesită încă o cură de corticoterapie. La acel moment s-a inițiat și terapie imunomodulatoare și ulterior și terapie biologică. Și după excluderea contraindicațiilor am efectuat o a doua explorare cu videocapsula endoscopică. Se păstra practic topografia leziunilor. Jejunul și ileomul erau în continuare afectate, dar cu o mai mare amploare și cu o mai mare diversitate a leziunilor evidențiate. O paletă extinsă care se poate constitui chiar într-un atlas al leziunilor de boală cronică. Pacienta prezenta și eroziune aftoide și ulcerații și ulcere ramificate, aspect piatră de pavaj, stenoze ulcerate. Din nou, o perioadă dominată de malabsorție, de sindrome suboclusive, un switch de terapie biologică a adus însă o perioadă relativ lungă de acalmie, pentru ca însă, în 2016, din nou reapar sindromele ocluzive. Am ales câteva imagini din cadrul investigațiilor pacientei care ne arată o stenoză ileală cu ansa dilatată înainte, în cadrul tranzitului barital de intestin subțire. O imagine CT cu ansa ileală cu perete îngroșat, dilatată în amonte față de stenoză și de asemenea aspect RM, echivalentul imaginilor precedente, stenoza ileală și ansa dilatată în amonte. Astfel încât a trebuit să se intervină chirurgical, a doua intervenție chirurgicală din istoricul pacientei, cu rezecție ileală segmentară. La ce riscuri particulare este expusă pacienta și cum, prin ce fel de intervenții am putea o ajuta? La malnutriție, da, este expusă datorită simptomatologiei cu scăderea aportului alimentar, datorită malabsorției am văzut suferința mucozală intestinală. Vom determina malnutriția prin parametrii expuși anterior. Dacă va fi nevoie, vom apela la suplimente nutritive pe cale orală sau chiar la hrănire enterală. Din fericire, statusul actual al pacientei este foarte bun, prezintă o stare de nutriție bună, cu greutate corporală bună și un indice de masă corporală normal. Dar pacienta trebuie urmărită sistematic, va trebui să determinăm acești parametri care să ateste starea de nutriție. Este expusă la deficit de vitamină B12 datorită celor două rezecții ileale din istoric și vom determina hipovitaminoza prin volum eritrocitar mediu, prin determinarea nivelului seric al vitaminei. În cazul deficitului vom administra pe cale intramusculară 1000 micrograme lunar. Aici salutăm pozitiv decizia chirurgicală din cadrul primei intervenții de stricturoplastie și nu de rezecție a celor două stricturi simptomatice. De asemenea, este expusă la deficit de fier prin dublu mecanism inflamator și prima absorție. Vom determina deficitul de fier prin hemoleocogramă, prin sideremie și vom înlocui ceea ce lipsește prin administrare parenterală 1000-1500 mg în funcție de nivelul efectiv al hemoglobinei. Pacienta a avut câteva cure de corticoterapie în timp, deci este expusă și la riscul de hipocalcemie, la riscul de hipovitaminoză D, care vor fi obiectivate prin determinarea nivelului seric al acestora, la care trebuie să adăugăm și testul DEXA. De asemenea, aici joacă rol și deficitul de săruri biliare, probabil existent datorită, repet, celor două rezecții ileale din evoluție.
Conduita este de suplimentare de aport de calciu 1500 mg pe zi și de vitamină D 1000-2000 unități pe zi, chiar administrare intensivă de vitamină D dacă nivelul acesta este foarte scăzut, timp de 12 săptămâni, 50.000 de unități pe zi. În ceea ce privește vitamina A, este expusă la o hipovitaminoză prin deficitul de sărbiliare, fiind o vitamină liposolubilă. Iar dacă obiectivăm hipovitaminoză, atunci administrare cure de 10 zile de 10.000 unități pe zi. În perioadele de activitate, va mai prezenta risc de carență de magneziu, zinc, selenium, prin pierdere pe cale digestivă. Putem spune că nu este expusă la un risc particular de deficit de folat sau vitamină B9. Ne reamintim că deficitul de folat în cadrul tratamentului cu metotrexat și salazopirină. Iar ca recomandări de dietă, nimic special decât dacă apar simptomele obstructive, când în mod convențional se recomandă regim sărac în fibre. Nu și-au utilitatea probioticele în cazul acestei paciente. Dacă va mai prezenta perioade de activitate, vom recomanda probabil nutriție enterală sau parțială, împreună cu acea dietă de excludere care am văzut că justifică utilitatea în studiile recente. Iar dacă va necesita o nouă intervenție chirurgicală, sigur va trebui să fim foarte atenți cu determinarea statusului nutrițional preoperator, să punem în aplicare protocolul de recuperare rapidă postoperatorii, iar ulterior, având în vedere că este deja a treia ipotetică intervenție chirurgicală, trebuie și mai strâns urmărită în raport cu carențele de fier, vitamină B12 și vitamine liposolubile. Principiul fiind de a determina, de a înlocui, deci de a trata și de a ne confirma succesul terapeutic prin redeterminarea parametrilor menționați. Ca și concluzii, majoritatea pacienților spitalizați cu pusee de activitate de boală inflamatorie intestinală au malnutriție. Statusul nutrițional trebuie periodic determinat și dacă avem deficit, dacă avem malnutriție, trebuie prompt intervenit. Anemia este foarte frecventă, linia de tratament eficientă când sunt îndeplinite condițiile prevăzute este administrare parenterală. Ca nutriție artificială adjuvantă se preferă nutriția enterală, doar când aceasta nu este posibilă sau nu are succes, vom administra nutriția artificială pe cale parenterală cu formule cu eficiență echivalentă. Pentru pacienții pediatrici cu boală Crohn, nutriția enterală ca formă exclusivă de nutriție are beneficiu. Pentru adulți, datele nu sunt la fel de solide. Probioticele utile în colită ulcerativă, nu neapărat în boală Crohn. Ca diete de excludere, în general, nu sunt recomandate doar pe excepție low FODMAP în simptomele care se suprapun cu sindromul de intestin irritabil, iar în cadrul intervențiilor chirurgicale, grija trebuie să se centreze asupra statusului nutrițional, atât pre, cât și post-operator. Astfel, buna practică nutrițională justifică rolul acesteia de piesă foarte importantă în abordarea integrată a pacientului cu boală inflamatorie intestinală. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi mulțumim, doamne doctor Ana Maria Sângea, pentru această foarte frumoasă și extrem de sintetică prezentare. E un subiect foarte larg, foarte vast, dar pe care l-a sintetizat și s-a încadrat perfect în timp.